Foarte mult, Paul, și au apărut și primele indicii despre atacatorul de la unitatea militară. Mergem la colega mea, Cătălina Buzeanu, ea urmărește ancheta și ne spune ce au reușit să afle polițiștii. Cătălina, bună ziua! Ce se știe până acum? Bun găsit, este o anchetă extrem de complexă și este abia la început, însă potrivit unor surse din interiorul acestei anchete, agresorul ar fi un bărbat cu o înălțime de aproximativ 1,72-1,75. Purta o cagulă de culoare neagră la momentul în care a dat atacul și ce se mai știe este că în momentul în care a pătruns în unitate a tăiat gardul de sârmă ghimpată, bucata de gard de sârmă ghimpată existentă deasupra gardului din beton, așa cum de altfel sunt gardurile din unitățile militare. E bine, toate aceste lucruri, vă spuneam, sunt pe surse din anchetă, pentru că nici procurorii și nici polițiștii nu vor să dea prea multe detalii, pentru că ancheta, vă spuneam, este abia la început și se iau în calcul toate variantele posibile. Poate că agresorul era un angajat din unitate, un fost angajat al unității, sau cunoștea foarte bine zona, dar și modul în care se face paza la această unitate. La fel de bine, poate că, spre exemplu, militarul a fost neatent sau poate a dormit în post, însă, sigur, sunt foarte multe variante pe care le iau în calcul în acest moment anchetatorii, inclusiv aceea ca agresorul să fi fost un refugiat din Ucraina, pentru că în momentul de față, în Mamaia și în Mamaia Sat, sunt foarte mulți refugiați cazați și tocmai de aceea așa se explică și faptul că la consulatul rus, spre exemplu, s-a dublat paza. Sunt multe lucruri care în acest moment se pun cap la cap, toate informațiile, toate probele luate și toate aceste lucruri se coroborează astfel încât în cel mai scurt timp posibil să se ajungă la acest individ care, în momentul de față, este liber pe străzi, înarmat cu un pistol mitralieră și 30 de cartușe.